Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni, care sunteți în zodia Capricorn, adică aveți soarele în Capricorn sau aveți luna ori ascendentul în această zodie. Aș vrea să facem împreună etalarea săptămânii 18-24 septembrie și vă doresc să aveți niște zile frumoase în care să vă bucurați, bineînțeles, de tot ce este mai bun și de mult spor. Am să aprind o lumânare la început de tot, așa cum procedez de obicei, pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, pentru împlinirea a ceea ce vă propuneți, să mergeți în direcția armoniei, împăcărilor, vindecărilor de orice fel, acceptării a ceea ce este până la urmă și lupta pentru ceea ce vă doriți. Să aveți putere, să aveți sănătate, cum spuneam, și mult optimism. Am să merg de la general către particular. Vom vedea energia săptămânii în mod generalizat și apoi pe fiecare zi, de luni până duminică. La modul general, dragi capricorni, aveți o empatie, dar săptămâna aceasta veți înțelege emoțiile, sentimentele prin care trece o anumită persoană. Și mai văd de asemenea că voi veți urmări să simțiți și să înțelegeți emoțiile altora pentru a servi iubirea. Afecțiunea pe care o purtați, grija, empatia aceasta sunt, bineînțeles, un deliciu pentru persoanele cu care voi interacționați. Văd aici și nuanțele norocoase care vă echilibrează și identifică albul, galbenul, albastru, bluul, rozul, movul, roșu, de asemenea. Așadar, aveți o energie frumoasă, văd aici lumina albă, da, care se poate, e adevărat, diviza și în curcubeul, da, în culorile curcubeului. Foarte frumos! Să vedem la nivelul relației voastre care ar fi energia dintre voi și persoana dragă vouă. În primul rând, văd aici o reconciliere. Văd că cineva din trecut se întoarce în viața voastră, are loc o împăcare, iar dacă veți cunoaște o persoană nouă, aceasta vă va fi foarte familiară. El sau ea vor fi cei care efectiv vor încerca să facă lucrurile într-un mod cât mai plăcut. Eu, din ceea ce văd aici, da, se întoarce trecutul și are loc continuarea unei legături pe care voi ați avut-o în trecut. Fie că a fost o viață anterioară, dar poate nu credeți în această filozofie. Ce pot să vă spun este că și strămoșii voștri s-ar putea să fie avut ceva de împărțit, să fie avut o legătură. Energia celeilalte persoane, da, este a faptului că își va exprima dragostea, va face niște gesturi romantice în direcția voastră și este foarte interesant lucrul acesta, probabil vă va măguli, probabil că vă veți simți deosebiți, dar atunci când cineva își exprimă sentimentele, are loc până la urmă, da, o senzație foarte, foarte plăcută. Să vedem alchimia dintre voi doi, iată o lună de miere. Vă veți bucura de binecuvântarea unui timp petrecut împreună. Nu știu dacă voi plecați undeva sau pur și simplu vă întâlniți din când în când, dar văd și propunerea voastră de a cumpăra un concediu undeva sau planificarea unei anumite plimbări. Hai să mergem și mai departe, mergem la particular, cum se spune, de luni până duminică. Voi întreba, pentru perioada de luni până duminică, voi întreba cărțile de tarot ce anume este previzionat, da, pentru zodia Capricorn. Și văd, dragii mei, văd, cum să spun, importanța unui echilibru între planul vostru mental, rațional, apoi planul emoțional, planul material, totodată, da, planul afectiv, planul spiritual, de ce nu? Da, materialul în general se împarte și în profesie, în finanțe,
Dumneavoastră, în mod normal, poate că v-ați și planificat ceva și veți primi anumite răspunsuri care să vă ajute în continuarea, practic, și abordarea acestei săptămâni. Încet, încet, eu extrag cărțile și voi chiar vă puteți gândi, dragi capricorni, la ceea ce vă preocupă, ceea ce este important pentru dumneavoastră. Așa, am și pe lângă pachetele de tarot, am și mesaje oracol și vom vedea imediat ce vă transmit acestea pentru fiecare zi în parte și nu în ultimul rând avem și tarotul Lenormand, ia să vedem. Da, au fost tarotul energii, unele cărți vor neapărat să se manifeste și bineînțeles că le luăm, sunt mesajele pentru dragii mei capricorni. Bun, și hai să vedem. Cărțile obișnuite ce ne spun. Cu cine interacționați? Cum arată aceste persoane? Cu ce energie vin spre voi? Da. Semnalmentele fizice, dar și felul în care veți comunica, ce anume se previzionează. Da, prin aceste trei cărți pe fiecare zi vom avea o imagine orientativă a săptămânii. Începem cu ziua de luni. Luni va fi în 18 septembrie și văd un 7 de foc care mi arată că sunteți deasupra, vă ridicați deasupra unor încercări, unor acțiuni, dar voi aveți putere să vă apărați, aveți putere să pur și simplu să lăsați la spate ceea ce nu v-a deranjat și este aici o acțiune pe care o aveți cu persoanele din berbec leu săgetător. Pajul de spade arată ca un mic spion, ca o persoană iscoditoare. Voi s-ar putea să fiți cei care să aveți idei strălucite, să vă meargă bine, să aveți replică la absolut tot, dar poate fi și cineva din gem în balanță vărsător care vă descoase, care încearcă să afle mai multe lucruri. Aici văd că voi tratați o vindecare, vindecarea unei inimi. Voi, într-un fel sau altul, cred că în luna septembrie, aveți de gând să renunțați la o trădare pe care ați suferit-o. Dar această inimă rănită este pe cale să se vindece. Voi înțelegeți ceva mai multe legate de ce s-a întâmplat. Văd o zi energică, săptămâna începe de luni cu multă energie. Aveți grijă să nu vă extenuați, dragii mei, văd că se risipesc niște nori, la propriu sau la figurat. Aveți o zi superbă în care se rezolvă anumite dificultăți și parcă dispare o ceață, vă este mult mai clar despre ce este vorba. Și aici ce pot să văd este un popă de treflă care este regele de bâte, berbec, leu săgetător. S-ar putea ca voi pur și simplu să clarificați o anumită chestiune cu această persoană. Și văd, dragii mei, o bucurie mare care poate să vină la o întâlnire. Da, e o întâlnire după asfințit. O bucurie mare, dacă nu e întâlnire, este discuție, da, și chiar și de la distanță. Faptul că mergeți poate într-o delegație, plecați undeva sau efectiv vă întâlniți cu cineva după asfințit. Aici este o persoană, doamnă sau domn, din Capricorn, Taur sau Fecioară și mai văd și persoanele șatene cu ochii căprui, doamne sau domni. Bun, ziua de marți, marți va fi 19 septembrie, vine cu 9 de cupe. Aici e o mare fericire, o mare fericire este interacțiunea unei cu o persoană din rac scorpion pești, ori voi sunteți în al nouălea cer. 9 de cupe este cartea unei persoane celibatare, chiar care reușește să se bucure, să se descurce în viață individuală. Sau este o bucurie pe care voi vă faceți. Și mai văd un 9 de bâte, da, 9 de bâte seamănă cu această carte a energiei de luni. Voi continuați să fiți foarte energici la nivelul interacțiunilor cu berbecii săgetători.
Dar 9 de bâte spuneți că sunteți și foarte aproape de atingerea unui obiectiv, a unui anumit capitol. Mai pot vedea și cartea Lumea, cartea Lumea care aduce, să știți, o călătorie, o devenire a voastră, un succes, încheierea cu multă satisfacție a unui capitol și trecerea la un nivel următor. În relațiile voastre veți reuși să treceți, da, spre închegarea unei relații, poate chiar logodne, cereri în căsătorie. Ori sunteți la distanță de persoana dragă, vorbiți, comunicați în scris, prin telefon cu el sau cu ea. 29 poate fi vârsta voastră sau ora 18, ora 11. Mai văd longevitate, vă doriți și voi o viață lungă și sănătoasă, dar și relații și interacțiuni care să fie pe durată cât mai lungă. Cartea numărul 3 vorbește despre dragostea voastră față de natură, timpul petrecut în natură. Parcă învățați această longevitate în momentul în care vă conectați, fie cu grădina voastră, fie cu plantele din balcon, fie plimbându-vă prin parc. Aici s-ar putea în jurul orei 23 sau între orele 2-3, sau dacă aveți 23 de ani, ori să aveți niște șicane din partea unei persoane din 23 sau 32 de ani, la fel, ați putea avea voi sau altă persoană. Șoriceii aceștia spun că sunt niște oameni invidioși care rod acolo, dar în secret vă bârfesc. Sunt răutăcioși și o energie, o presimțire pe care o puteți avea. Sau chiar vă certați, pentru că am un 7 de treflă. Vă certați cu cineva, sper să nu fie cazul. Aici văd multă iubire, dragii mei, în ziua de marți, eu văd multă iubire și sufletele voastre pereche, pe care, da, pentru că avem și dama și popa de treflă. Asta înseamnă sufletele pereche formate de capricorni cu persoanele din zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Foarte frumoasă energie, am ajuns la ziua de miercuri. Miercuri va fi în 20 septembrie, wow, și am asul de monede. Foarte frumoasă este această carte. Asul de monede vorbește despre începuturi noi, un cadou frumos, o investiție pe care o faceți. Este o reușită, un job nou, o relație nouă în care nu sunt numai sentimente, sunt și implicări materiale. Ce mai văd? Judecata. Are loc o împăcare, dragii mei. Judecata stabilește, restabilește o anumită ordine, un anumit echilibru. Poate fi și o balanță în viața voastră. De asemenea, aș putea să mă gândesc că are loc un anunț important, da? Poate fi și o inspecție la serviciu, da? Dar voi oricum faceți, respectați legea și ordinea. Mergem mai departe cu această avertizare de furtună. În jurul orei 10, fie că se strică vremea, da, 10 dimineața sau seara, ori la ora 1, aveți aici poate un schimb de idei, o ceartă. Cât puteți de mult păstrați-vă așa diplomația, da, ori e o discuție, pardon, o discuție în contradictoriu. Îmi cer mii de scuze, dragii mei, o să încerc să recuperez cartea. Pentru că mi-a căzut aici și sper să reușesc să ajung până la ea. Dacă nu, o să încerc să fac dar locul din care fac eu etalarea este destul de strâmt, dar uite, dragii mei, că o să fac eu așa un efort în timp ce vorbim, pentru că a căzut o carte, să o recuperez pentru dumneavoastră. Da, poate fi un mesaj important și să vedem de unde a căzut. De aici, de duminică, pentru că erau trei cărți. Bun. Revenind la ziua de miercuri, am aici muzică. Nu știu dacă muzica vă ajută între 2 și 9, ora 18, aveți 29 de ani sau vorbim despre intervalul, da, cum spuneam, cântați la un instrument, vă luați un bilet la concert, faceți ceva important. Mai văd de asemenea, iată, o întâlnire, poate. Este o întâlnire aici, este un buchet de flori, este o onoare care vi se face.
30 poate fi vârsta dumneavoastră și mai văd de asemenea aici un rege de spade. Regele de spade poate fi o persoană din gemeni în balanță vărsător, dar și o energie de autoritate, o firmă care vă oferă o anumită propunere, da, este o instituție și mai văd, dragii mei, drumuri de zi care sunt de bun augur, pentru că, iată, o să vină o veste bună spre voi și este aici un bărbat mai matur din Rac, Scorpion, Pești, care poate să vă aducă această veste bună până la sfințit. Bun. Mergem la ziua de joi. Da, joi va fi în 21 septembrie și hai să vedem ce vă pregătește această zi. 4 de spade. Voi sunteți, nu de spade, de cupe, iertați-mă. Veți avea o zi, da, joi, în care nu prea aveți chef de nimic, vreți să stați liniștiți, să nu se complice ziua. Sunt persoane din Rac, Scorpion, Pești care încearcă să vă anime. Văd și începuturi. Începuturi pentru Capricorn, s-ar putea persoane din zodia vărsător, da, să vă atragă o atenție, vă resetați, aveți multă încredere spre ceea ce urmează. Mai văd un înger al echilibrului, ce frumos, care va aduce acest echilibru în viață. 48 de ani sau 84, 32 de ani de asemenea, ora 4, 8, 12 sau între 4 și 8. Și văd într-adevăr, uitați, un noroc care este reprezentat prin acest joker, este un elefanțel cu trompa în sus. Anunță un noroc care vine spre voi. Văd mult romantism, dragii mei, cu acest as de inimă roșie, asul de cupe. Aici este un bărbat cu mânecile suflecate, desculț, care stă în bucătărie sau într-o cameră de vorbă. Sunteți voi, sunt persoanele voastre dragi, 28 este o vârstă, la fel și 82, este un interval între 2 și 8 sau ora 16, aveți o discuție foarte frumoasă de împăcare, de regăsire și, dragii mei, iată, văd în curând o împăcare, vorbe bune, o promovare de la o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, da, care este doamnă. Foarte frumos! Am ajuns, iată, și la ziua de vineri, 22 septembrie și am un 7 de spade. 7 de spade spune apărați-vă interesul, faceți ceea ce vă bucură inima pe voi. Apoi am cartea 7-lui de bâte, ridicarea deasupra unor dificultăți, da, vă apărați, preîntâmpinați anumite neplăceri. Și pot să mai văd, dragi capricorni, că aveți această grădină și poartă, poate dorința voastră de a vă plimba în grădină, de a vi se împlini un vis și convingerile limitative care vă stau împotrivă și care vă țin un pic în loc. Călătoria se poate anunța pentru cineva de 28 de ani sau de 82 de ani sau care să aibă intervalul orar între 2 și 8. Pentru această deplasare, poate vorbim de un mijloc de transport care este de interes pentru voi. Cartea cu numărul 8, dimineața sau seara, poate să reprezinte nevoia voastră de a vă odihni. 9 de monede de aici arată o stabilitate și o siguranță. Deci sper să vă meargă bine, să vă odihniți. Poate că veți fi mai obosiți, dragii mei. Și într-adevăr, văd aici o mică supărare, da, dar care va fi anihilată de o bucurie mică. Și aici văd persoane din Rac, Scorpion, Pești sau care să aibă, doamne, domni, care să aibă părul blonduț și aten cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Am ajuns la zilele de sâmbătă și duminică. Sâmbătă pe 23 septembrie avem un 9 de foc, adică 9 de bâte, care probabil vorbește de oboseală. Vă veți simți copleșiți de un efort fizic, poate că este și o viață intimă foarte activă în această zi de sâmbătă. Mai văd de asemenea un 7 de cupe, poate o îndrăgostire, intersectare cu persoane din Rac, Scorpion, Pești. Și iată ce interesant, 42 ca vârstă sau 24, poate să anunțe, da, o doamnă care ține o monedă. Veți fi prosperi financiar, veți primi informații despre bani. Dacă se aude cățelușa mea sfărăind, îmi cer mii de scuze, dragii mei.
Iată munca, dar vă veți programa destul de multe de făcut. Munca aceasta e urmată și de răsplată. Veți vedea încununat cu succes ceea ce veți face. Și iată și o mască, da? Masca cuiva, masca voastră sau a unei alte persoane care nu prea poate să spună adevărul. 40 poate reprezenta o vârstă. Și iată un cadou pe care îl puteți primi sub forma unor bani sau sub forma unor emoții, să zic, da? Sunt valorile materiale, dar este și un cadou de suflet. Și văd o bucurie în casă pe care o primiți din partea persoanei dragi și pe cineva, da, un bărbat matur din Capricorn, dar poate fi și din Taur sau din Fecioară. Și am ajuns la ziua de duminică, 24 septembrie, și am 4 de monede, care arată o ușoară încăpățânare, o ușoară, cum să vă spun, o dorință de a economisi, de a nu cheltui, de a nu vă periclita. Iertați-mă, dragii mei, pentru a nu vă periclita situația financiară. Echilibrul, cumpătarea, iată, vorbesc și de un săgetător care să vă ajute în demersurile voastre. Apoi văd și o invidie a cuiva, nu vă închisiți de niște detalii răutăcioase. Aici 20 poate fi o vârstă, dar e bine să nu vă comparați decât cu dumneavoastră, cei care ați fost. Și iată și o recoltă. În jurul orei 14 sau la ora 5 este o recoltă pe care voi o adunați. Norocul vine pentru Capricorn, iată acest 39 ca vârstă sau ora 12 care să vă fie importantă. Și, dragii mei, foarte frumos, văd aici o decizie care se ia, este în soarta voastră, e scrisă aceasta. Și avem pe de o parte doamnele din Rac, Scorpion, Pești și pe de alta gemenii, balanțele, vărsătorii. Dar ar putea totodată să fie persoane blonduți și atene cu ochii căprui sau deschiși la culoare și persoane care au ochii verzi sau albaștri, ori se află în anumite conjuncturi, da, care să le trezească interesul, să vă trezească interesul. Eu vă doresc o săptămână excelentă, să vă meargă bine. Și Doamne ajută, da, să găsiți ceea ce căutați, dragii mei. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere! Pa, pa!